Anatolia este copleșitoare. Munții Taurus oferă peisaje de o frumusețe greu de redat în cuvinte, dar și locuri unde istoria se dezvăluie într-un prezent continuu. O cărare îngustă ne urcă pe muntele Nemrut, la ceasul de aur al soarelui către vârful, în care se adună de peste 4.000 de ani vieți și destine, din care au mai rămas doar alcătuiri de ziduri frânte, mormane de rocă sfărmată și chipuri împietrite. Vechimea și istoria ținuturilor străvechi parcă plutesc în aer, o amintire a tuturor civilizațiilor antice care s-au întâlnit în acest colț de lume. Explorarea muntelui face posibilă descoperirea civilizației comagene și a secretelor statuielor gigantice care au privit de aici din înalt cât cuprins cu ochii întinderile de pământ ale unor vechi regate și imperii. Nemrut, unul dintre cele mai înalte vârfuri ale acestui capăt al Mesopotamiei, se descoperă după ce urci pieptiși peste 300 de trepte distanță de vreo 600 de metri. Dar merită efortul și respirația întretăiată pentru a te alătura, preț de clipe, ce nu pot fi cântărite sau măsurate, statuilor din calcar, identificate ca personaje antice cu chipuri de greci în port persan, făuriri impresionante prin mărimea și frumusețea lor. Potrivit istoricului grec antic Strabon, regatul a devenit bogat din comerț și agricultură, în special datorită pământurilor fertile. Personajul cel mai pitoresc pe care l-a lăsat în urmă dinastia ce a condus Comagene a fost Antiohus I, sau cel drept, prieten al romanilor, dar și al grecilor. De n-ar fi existat el, poate niciun turist nu mai străbătea drumurile înalte ale Anatoliei. Trebuie să se fi considerat un om cu totul special. Altfel, de ce și-ar fi construit un mormânt la 2134 de metri altitudine, aproape de țărmul zeilor? Considerată una dintre cele mai ambițioase construcții ale sfârșitului perioadei elenistice, statuile reprezintă regatul Comagene, inspirate fiind din mitologia greacă și din etosul persan. Antioh a ales cel mai înalt vârf de munte al regatului său pentru propriul mormânt, o movilă înaltă care este vizibilă în toate direcțiile până la 100 de kilometri. Conform voinței sale, Antioh a dorit să fie îngropat într-un loc înalt și sfânt printre zei, dorind să se împărtășească de apropierea divinităților. Populația din apropiere știa despre ruine înainte de redescoperirea oficializată, dar nu avea cunoștințe despre detaliile istorice. Fondat după destrămarea Imperiului lui Alexandru cel Mare, regatul Comagene a reprezentat o joncțiune a civilizațiilor estice și vestice. Începând din 1987, fac parte din patrimoniul UNESCO. Antiohus, Comagene, Apollo și Heracles sunt astăzi așezați pentru a fi fotografiați și filmați, dar mai ales admirați de cei care ajung aici, cu toții protejați fiind de capul de vultur, mesager al zeilor și de către leu, simbolul puterii. La apusul soarelui, oamenii lasă în urmă istoria și coboară dinpreună cu ceilalți muritori, cu gândul la perenitatea pietrei înzidită în munte cu puterea spiritului. În cele din urmă, m-am uitat în spatele meu și mi-am dat seama că priveam soarele apunând peste ținuturile vechii Mesopotamii. Bucuria unei zile te leagă într-o muzică tradițională. Nu ai cum să ajungi în această regiune fără să asculți vocile bărbaților care cântă versurile vieții.
cu o trăsătură dominantă și cu un caracter expresiv comunicativ, atribuit fiecărui element component, melodia interpretată cu ritm și cu dinamică îți va aminti de o asemenea seară ori de câte ori vei rememora amintiri anatoliene. Odată cu răsăritul, ești dornic să înțelegi și trecutul unei alte cetăți din fostul regat Comagene. Antichitatea nu dispare dintr-o dată. Ea se topește în evoluția civilizațiilor ulterioare. Antica Pera, renovată de către regele Antioh al IV-lea, cu numele Antiohia din Taurs, cetatea situată la 3 km nord de centrul orașului Adiaman, se descoperă în chip însolit, dezvăluindu-se precum o cadână și arătând din fiecare perspectivă ceva nou. Tipul de așezare colinară a îngăduit oamenilor să se așeze în funcție de activități și de interesele comunitare sau comerciale pe versanți. Meserii, educație, comerț, un permanent dute-vino la această răscruce a Anatoliei. Lumina unei zile însorite, așa cum doar sub soarele Anatoliei poți întâlni, dezvăluie mai mult decât simple istorie. În izvoarele antice, cetatea era cunoscută sub numele de Meh-Arakht Gaze-Poron, iar mesopotamienii îi spuneau Pirin sau Perin. Nu sunt simple ruine, sunt trepte ale civilizației. Astfel putem înțelege prezentul. Mărturiile altor timpuri păstrate sub țărână și scoase la iveală de specialiști evidențiază complexitatea unei societăți care a dăinuit sute de ani prin comerț și producție de bunuri și care și-a plămădit propria cultură pentru a lăsa moștenire celor ce vor veni. În perioada Imperiului Bizantin, la Pera, a fost organizată o episcopie. Orașul a fost redenumit și datorită unui izvor care oferea din abundență apă potabilă locuitorilor. Sutele de camere cu morminte și galerii din necropola orașului antic, care a fost doar parțial excavat, fascinează pe vizitatori. Primii arheologi și cronicari ai acestui spațiu au fost la sfârșitul secolului al XIX-lea, arheologi și ingineri germani, iar în secolul al XX-lea, școala de arheologie turcă a întreprins acțiuni organizate pentru cercetarea cetății. Ai impresia că regatele și imperiile și-au dat întâlnire în aceste locuri? Apropierea orașului Adiaman de spații de referință ale antichității are un rol determinant în dezvoltarea turismului regional. Anatolia este un spațiu unde s-au întâlnit culturi și civilizații. Locurile acestea nasc un fel de aspirație proprietară. Ai vrea să fie doar ale tale. În rit alert, de la primul până la ultimul pas, ca un vârtej amețitor, văi, munți și așezări, parcă te dau din mână în mână spre mai departe. Malatia, numele nou al vechiului Melitene, orașul aflat cam la 70 de kilometri în linie dreaptă de Adiaman, te surprinde plăcut, cu nerostită aromă de caise coapte. Este regiunea în care fructul miezului de vară se găsește pretutindeni. Oamenii înseamnă timpul cu spusele și cu faptele proprii. Nimic nu se pierde, nu se uită. Toate sunt vrednice de știut. Și nu este pentru prima dată când mi se dovedește faptul că sufletul oamenilor de aici e darnic. Indiferent de locul în care mă aflam, mereu mi se oferea ceva. Simțeau omul aflat pe drum și ofereau o fructă sau o bucată de pâine sau chiar un pahar cu apă. Istoria adună la oaltă viețile acestora, transformându-le în dovada vie a dorințelor, a speranțelor, a năzuințelor și a agoniselii. Hiperbola întâlnire prin împărtășirea valorilor comune face pe orice oaspete să se simtă ca acasă.
Pe teritoriul Malatiei au zămislit civilizațiile hitiții, asirienii, persanii și romanii, impactul culturii elenistice devenind palpabil după expediția regelui macedonean Alexandru cel Mare din secolul al IV-lea. Arslan Tepe este considerat a fi primul oraș-stat din Anatolia. La prima vedere, o movilă înaltă de 30 de metri, Arslan Tepe. Însă, strat după strat, aici descoperim 4.000 de ani de istorie. Țepăturile au fost efectuate încă din 1932, iar spațiul a fost transformat într-un muzeu în aer liber. La intrare au fost amplasate replici a două sculpturi de lei, alături de regele Tarhuza, găsite în cadrul a varii săpături desfășurate în anii 1900-1932. În prezent, cele mai reprezentative obiecte se află în Muzeul Civilizațiilor Anatoliene din Ankara. Este una dintre cele mai vechi așezări de pe teritoriul Turciei, datând din epoca calcolitică. Pătrunzi în sit și de-a lungul unui drum găsești câteva informații pe care nu trebuie să le ignori, pentru că doar citind înțelegi acest loc. Arheologii au descoperit aici o clădire mare numită Templu C, un edificiu construit pe o platformă care probabil avea o funcție ceremonială. Astăzi, printre ruine, poate fi deslușit fiecare detaliu cu atenție, pentru că situl este extrem de bine etichetat și amenajat, cu un traseu de vizitare riguros organizat. Pe alocuri se pot vedea chiar și resturi de picturi realizate în roșu și negru pe tencuiala pereților. Situl ilustrează procesele care au condus la apariția unei organizări centralizate în Orientul apropiat și a unui sistem birocratic sofisticat care precede scrierea. În acest spațiu au fost descoperite obiecte metalice și arme excepționale, printre care cele mai vechi săbi cunoscute până acum în lume, ceea ce sugerează începutul formelor de luptă organizată ca apanajul unei elite politice. Arslan Tepe sau Dalul Leului își are numele de la statuile reprezentând leii excavate în locație la primele săpături. Piatra și pământul etajate, așezate, în terase duce cu gândul la materii primordiale, iar realitatea creației omului din țărână capătă conotații simbolice profunde. Călătorul care vrea să afle temeinic istoria acestui loc fascinant își poartă pașii către Muzeul de Arheologie. Aici găsești mărturiile orașului și răspunsurile la întrebările despre alte timpuri. Am văzut poveștile orașului și din exponatele muzeului și am înțeles care este rostul oamenilor sub vremul sau pe cele ale timpurilor veghind viața oamenilor. Statuile nu reprezintă decât triumful peren al pietrei asupra timpului. Facem un salt prin spațiu și peste timp pentru a vedea parte din originalele descropate la Arslan Tepe în colecția muzeală din capitala Turciei. Structurile sunt parcă tipare pentru peceți ce ar fi sigilii ale timpului. Aici, în vechea clădire otomană de depozitare a bazarului Mahmud Pasha din Hanul Kurşlun, exponatele de arheologie anatoliană încep cu epoca paleolitică și continuă cronologic prin neolitic, bronz, timpuriu, colonii comerciale asiriene, hitită, frigiană, urartiană, greacă, elenistică, romană, bizantină și otomană. Arslan Tepe, cu al său tezaur zămislit din piatră, se inserează pe harta Turciei, completând imaginea unor răspântii civilizaționale de excepție. În Malatia predomină clima continentală cu influențe dinspre Mediterană. Vara se instalează mai târziu datorită înălțimilor. Toate rodesc în funcție de ritmurile creșterii, de la mijlocul verii până toamna târziu. 50% din producția de caise, care se exportă în întreaga Turcie, provine de aici.
Cu o istorie și o cultură bogată, orașul nu are cum să nu surprindă prin spațiile muzeale și de colecție. Muzeul textilelor este o incursiune în istoria locului, unde se poate descifra cum se prelucra lână sau cum funcționa războiul de țesut. Este chiar și o cameră cu mașini de cusut. În zonă se creșteau și viermi de mătase. Cei care trec pragul acestui muzeu pot învăța cum se vopseau firele și cum se imprimau semnele tradiționale pe materiale. Culori vii, materiale bogat ornamentate. Aceasta este fascinanta lume a vestimentației turcești unice și autentice, care nu a întârziat să fie mereu în pas cu timpul. Din cameră în cameră și din clădire în clădire, ajungem la Muzeul Cafelei, amenajat pentru neuitarea acestui atât de apreciat lichior, al cărei nume a primit și apelativul turcească, pentru cei care comandă oriunde o ceașcă reconfortantă. Muzeul este situat într-unul dintre conacele istorice din centrul orașului și adună 510 obiecte care povestesc istoria acestei băuturi, devenită fenomen cultural. Cești vechi și noi, ibrice, mese pentru degustat cafeaua, toate expuse aici. Lumea e plină de paradisuri pământești, care îți bucură ochii și care te fac mândru că frumosul și armonia nu sunt doar sloganuri goale de conținut. Iar Turcia oferă la superlativ multe locuri unice. O călătorie este adeseori o poveste despre curiozitate și sensibilitate. La drum, cauți să contempli, să te integrezi și să te identifici chiar pentru scurtă vreme cu locul pe care urmezi să-l vizitezi. Și parcă niciodată nu este îndeajuns, așa că trecând mai departe de Malatia, muzeul etnografic devine locul unde îți completezi jurnalul călătoriei. Artizanat, imprimeuri textile, îmbrăcăminte și accesorii, unelte de bucătărie, lumini, instrumente de măsurat, arme de foc sau cutăiși și sigilii din regiunea Malatia sunt expuse aici. Iar în unele camere poți observa cum familiile deshidratau caisele, dovadă că zona este atât de bogată în livezi încă din trecut. Un loc al tăcerii, al șoaptei și al bucuriei, tălmăcite prin memoria lucrurilor. Un interior muzeal înseamnă în primul rând o altă rostire a timpului și a timpurilor existente. Își înnoiește permanent colecțiile și exponatele, fiind un spațiu viu în continuă transformare. Cu siguranță, orice turist este dornic să guste din preparatele locale, să descopere locuri unde poți experimenta tradiția gastronomică. Cu o istorie bogată, concentrată pe fuziunea dintre bucătăriile din Orientul Mijlociu, Balcan și din Asia Centrală, bucătăria turcească este una dintre cele mai colorate și aromate din întreaga lume. Aici e un fel de du-te vino și o atmosferă plăcută de dărnicie. Tăbile cu mâncare se mânuiesc cu desteritate și fără teama de a fi răsturnate. Aici colo obiecte care îți amintesc de obiceiurile locului. Fotografii semn că pe aici au trecut și alți conaționali de-ai tăi. Carnea și lintea sunt cele mai importante ingrediente din mâncărurile tradiționale din Malatia, unde multe culturi și-au lăsat amprenta de-a lungul istoriei. Există diferite tipuri de chiftele în acest oraș, numai puțin de 70 de rețete diferite și tot atâtea specialități. O singură întindere a brațului te face să-ți dai seama de însemnătatea locurilor în care te afli. Varietate, calitate și preț adecvat se compun în formula unui comerț culinar de excepție.
Suntem în apropiere de izvoarele fluviului Eufrat. Un muzeu al fotografiei ne poate oferi fotograme din trecut și prezent. Înființat în 2017, locul surprinde astăzi pe cei dornici să vadă cum arată un aparat foto vechi și învață pe novici câte ceva despre istoria tehnicii foto dinainte. 2023 de camere, organizate în 44 de segmente diferite, peste 3.000 de accesorii, o colecție vizitată anual de 120.000 de turiști. O cameră din lemn veche de 120 de ani se află în prim plan ca o icoană care atrage atenția vizitatorilor. Muzeul oferă și o serie de fotografii care la prima vedere sunt portrete de familie, însă au o particularitate. Una dintre persoanele din fotografie este decedată. După developarea fotografiei, ochii le erau desenați, astfel încât portretul de familie să fie complet. Obiectele sunt așezate în linie, astfel încât tu să te poți bucura de vechi și nou. În oraș sunt orele amiezei și nu ai cum să nu te bucuri de ospitalitate, de eleganță și mai ales de tradiție. Aici parcă timpul trece altfel, recorindu-se din galopul modernității și etalând cu grijă patrimoniul grăitor al unor veacuri garnisite cu darurile frumosului. Iar călătoria se termină dincolo de fotograma înghețată, în celuloid, pentru a deveni mișcare și înlățuire a locurilor oamenilor și rostirilor timpului. Avem a ști de acum încolo cum este Anatolia oamenilor,